După etapă liniștită sâmbătă trecută, mâine în Liga 4-a fotbalistică este programată etapa 19-a. Toate partidele urmă să înceapă la orele 16. În Seria Sud, formația Viitorul Vedea va primi vizita Progresului din Valea Dragului, cu speranța gazdelor că cel puțin un punct le poate oferi perspectiva unei evadări din grupul Codașilor vizate de o eventuală retrogradare. Partida mai echilibrată la Oinacu, unde oaspeți vor fi cei din Mihai Bravu, apoi Real Vărăști va fi gazdă pentru Mihai Viteazul Cărugăreni, într-o întâlnire a Codașilor clasamentului. Real Colibaș, Spicul Izvoru se anunță o partidă cu șanse mici pentru oaspeți, iar o întâlnire foarte interesantă va fi cu siguranță la Prundu, unde tunarii din Malu vin pregătiți pentru o victorie care să-i mențină lupta pentru titlu. Echipa locală Dunărea Giurgiu va juca la Hotarele, liderul clasamentului mizând de asemenea pe 3 puncte în deplasare, iar ultima partidă din etapa 19-a va fi între ASE Voința Slobozia și CS Unirea Izvoarele, iarăși o întâlnire importantă, de rezultatul căreia depinde configurația primelor 3 echipe din clasamentul Seriei Sud. Așadar, mâine etapa cu numărul 19 și a 6-a din retur, cu 7 etape înainte de finalul campionatului, clasamentul fiind cu Dunărea Giurgiu pe primul loc, urmată de Arsenal Malul la 2 puncte în spate, apoi vine CS Unirea Izvoarele la 5 puncte de lider.